începe construirea unei noi centrale în cogenerare de platforma de la Midia. Investiția Fondului de Energie Kazakh Român se ridică la 148 de milioane de dolari, termenul estimat pentru punerea în funcțiune a centralei fiind finalul lunii iulie 2030. Proiectul a fost anunțat astăzi în prezența ministrului Energiei Virgil Popescu și a președintelui Camerei Deputaților Ludovic Orban. Mă bucur să fiu prezent astăzi la începerea unei investiții importante de construcție a unei capacități de producere a energiei în cogenerare, energie electrică și energie termică, o investiție de 148 de milioane de dolari, o investiție importantă prin care se vor produce 80 de megawatts cu cea mai modernă tehnologie de cogenerare, cu cele mai mari randamente și cu impact minim asupra mediului înconjurător. Mergem mai departe, punem bazele acestei prime unități de producție a energiei electrice în cogenerare de la Midia. Este un proiect de importanță pentru sistemul energetic național, 80 de megawatts în plus. Gândiți-vă că practic, dacă mi-aduc bine aminte, din 2016 n-am mai început o construcție nouă, o unitate nouă de producere a energiei electrice în România. Astăzi începem una nouă. 80 de megawatts noi pe care îi vom pune în sistemul energetic național până în 2023, 75% se vor consuma intern de către Petrominia, practic eficientizând foarte mult activitatea rompetrolului, reducând costurile fiind o eficiență energetică foarte mare. 25% surplusul va fi livrat sistemului energetic național. În plus, va asigura și încălzirea orașului Năvodari.